Это, конечно же, болеет. Это мы сами себя обманываем, что это не болезнь, мы справимся. А так всю дорогу, всю жизнь ты с этим идешь. И ничего от этого не скрыться, не спрятаться. Нужен большой стимул, чтобы и уйти с дороги. În anul 2020, numărul utilizatorilor de droguri ajungea la 11.586 de persoane. Vârsta lor medie este de 23 de ani. Majoritatea sunt bărbați care utilizau cel mai des opiacee pe cale injectabilă. Andrei are 48 de ani, dintre care 20 este dependent de droguri. O dată pe săptămână, bărbatul merge la marginea orașului să primească torba cu seringi pentru el și pentru cunoscuții lui, toți dependenți de droguri. Locuiește în Bălți și deja de câțiva ani apelează la Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor. Astăzi a venit să verifice dacă are hepatită. Noi suntem o asociație care prestează servicii de prevenire HIV și altor maladii transmisibile prin sânge în mediul consumatorilor de droguri injectabile. Serviciile sunt prestate atât aici, în cadrul sediului asociației noastre, cât și în teren, acolo unde se află consumatorii de droguri. Noi avem colegi lucrători sociali, noi le zicem lucrători în teren, care zilnic, având la sine toate materialele de protecție necesare, pornind de la materiale informaționale, buclete, broșuri, până la seringi, șervețele cu alcool, prezervative, teste la HIV, teste la hepatite, naloxona, preparatul care ajută în cazul supradozelor de opiacee. Alo! Я хотела уточнить, с какого числа вы в стационаре начали лечение? 28-го, да? Вы уже в стационаре и начинаете, вам капают, что там делают? Ага, ага, хорошо, хорошо. Eu nevoie și de ajutorul ăsta psihosocial. Ajutorul psihosocial la noi foarte mult înseamnă, adică când omul îi spui o vorbă bună și când îl susții cât de cât din punct de vedere emoțional și psihologic. Iată aici este priveliște noastră frumos. Este un punct de întâlnire cu beneficiarii noștri. Vedem, așteptăm primul beneficiar. У тебя был риск, когда примерно чуть-чуть назад, давайте возвращаемся чуть-чуть назад, когда? Примерно 2-3 месяца назад или когда? Был. Угу. Хорошо. Ну и acceptăm și încercăm să-i securizăm, să le ajutăm să-și păstreze sănătatea până în acel moment în care ei vor decide să nu mai consume droguri, pentru că consumul de droguri totuși este un maraton în viața unui om. Deseori are început și are un sfârșit și este important ca omul să-și păstreze sănătatea sa, să nu multiplice riscurile asociate cu consumul de droguri și pentru alții. Din acest motiv lucrăm. Зараза всегда сбивает, знаете, тормозит. Хочется что-то сделать. Сделаешь, но уже не так быстро, как можно. Începând cu anul 2008, în cadrul Dispensarului Republican de Narcologie activează și Centrul de Reabilitare pentru Dependența de Droguri. Acolo beneficiarii sunt învățați să se accepte, să se integreze în societate și să soluționeze probleme fără să apeleze la droguri. Dispensarul Republican de Narcologie are un centru de reabilitare în municipiul Chișinău, dar el are o capacitate redusă, deci el deservește oamenii din Chișinău. Ce fac ceilalți din celelalte localități ale țării, când nici în raioane, nici în municipii nu avem servicii de asistență psihosocială, centre de reabilitare, așa cum are Dispensarul Republican de Narcologie. Narcomania este și o boală, și un viciu, și o degradare personală. Deci consumatorii de droguri, dependentul își distruge absolut tot. Deci începând cu sănătatea, familia, cade din profesie, sporește criminalitatea și în final rămânând doar o singură dragoste, care este drogul. Dispensarul Republican de Narcologie a elaborat un registru al riscurilor pentru anii 2019-2020. Printre principalele deficiențe recunoscute de către instituție se numără lipsa standardelor de calitate a serviciilor medicale prestate, dar și încălcarea drepturilor omului.
Reabilitarea la noi este, de exemplu, de la 2 până la 4 luni. Dar clientul nostru rămâne în reabilitare atât timp, deci până când să obținem acele obiective care ne le-am pus inițial. Se prelucrează absolut toate etapele vieții, cu familia, cu consumatorul și toate cele retrăiri care le manifestă clientul nostru atât în perioada consumului, cât și deja după renunțare. Consumatorii de droguri sunt acele persoane care doresc să-și schimbe artificial starea psihică, să-și rezolve unele probleme existente care nu doresc să le rezolve, să-și îmbunătățească starea de dispoziție, starea de spirit. Odată ce drogul ajunge în organism, acesta transmite în creier dopamina, hormonul plăcerii. Pe parcursul consumului sistematic, hormonul plăcerii se elimină în exces până se epuizează. Creierul deja nu mai poate să producă de sine stătător dopamina, astfel este nevoie de o stimulare permanentă. Anume așa se creează dependența, iar pentru aceleași rezultate și stare de bine, cantitatea drogului trebuie mărită. În cazul întreruperii acestor stimulatori, dependentul suferă de insomnie, irascibilitate, anxietate. Se creează o dependență atât fizică cât și psihică. Creierul își poate reveni doar după 8 luni de abținere totală. Dependențele de droguri provoacă probleme la diferit nivel, deci probleme medicale, diferite afecțiuni, cum sunt hepatitele B, C, D, tromboflebite, virusul imunodeficitar HIV. Acestea sunt probleme medicale, dar ei au probleme sociale, deci așa cum este lipsa locului de muncă, probleme la nivel de comunicare în societate, acasă, și economice, deoarece se creează piețe de negre de a drogurilor ilegale. Da? Deci ei foarte des sunt implicați în diferite infracțiuni, au probleme juridice, judiciare. În plan psihologic, deci ei pot avea panică, sunt anxioși, sunt suspicioși, au agresivi, sunt emoțional mai labili. Оно так психологически влияет на человека. Тем более сейчас все больше психотропных вот этих веществ, они человека изнутри как бы подламывают и действуют на психику как-то ненормально, и соли, и все тому подобное. Начал употреблять лет 16-17, юный возраст. De obicei, consumul se începe la vârstă fragedă, 11-17 ani, atunci când psihicul copilului nu este încă format și are deci, mai multe caracteristici, deci ei sunt emoțional instabili, sunt presați de grup, cerințele lor deci, nu corespund cu posibilitățile, au conflicte la școală, au conflicte acasă. Astăzi, în Republica Moldova, cererea și oferta la drogurile sintetice a crescut, acestea fiind mai accesibile decât drogurile vegetale. Cu toate că datele oficiale arată că cel mai consumat drog este cannabisul, specialiștii în medicină susțin că drogurile sintetice sunt tot mai des consumate de adolescenți. Acestea creează dependență chiar după a doua administrare și cauzează o serie de dereglări psihice. Это наше подрастающее поколение убьет. Оно убьет поколение за поколением, будет убирать. Это такой наркотик, что не дай бог. Убивает молодежь, чем тем более молодежь теряет рассудок, ум. Посмотрите, что с ними творится. Так старшие еще себя держат как-то в контроле, а молодежь вообще. Din păcate, programele de asistență psihosocială pe care le avem în țară sunt foarte puține. Sunt insuficiente pentru a face față acelei cereri care există. Deci și centri de reabilitare, comunități terapeutice, toate care sunt forme de suport a acestor persoane, în Moldova sunt foarte puține.
Deși la evidența medicală sunt doar 12.000 de persoane dependente de droguri, numărul lor este de cel puțin 3 ori mai mare. Chiar și așa, nici măcar cei care fac parte din statistica oficială nu beneficiază de tratament deplin. Serviciile oferite de stat necesită descentralizare pentru a fi mai accesibile și au nevoie de investiții considerabile pentru a face față numărului mare de pacienți și a le oferi tratamentul corespunzător. Dependența de droguri este o boală și trebuie privită atare,